Astăzi sunt pe modul 4x4, 16 zile fără tutun. Plouă, dar nu contează că plouă. Nu mă gândesc că vroiam să-mi iau electronică într-un timp. Hai să-mi iau și eu electronică de asta. Ca tătă lumea. Mă fut cine are electronică. Lasă așa. Iepa! Ha! Cea de-a 17-a zi, fără tutun. Bang, 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 bang. Și vine 18 și 19 și 20 și 21 și 22. Yeah! Ține aproape. La urmă. Yo, yo, yo! Aici mă las de fumat radio, în direct. Cea de-a 18-a zi, fără tutun. Să sune Jeanu în timpane. Pace și dragoste. Ah, vai, miroase iarbă, fân, ce frumos miroase, un tractor, încălzește iarbă, poposește. Ah, acestea fiind spuse, cea de-a 19-a zi, fără țigări. Pace și dragoste. De zile de când nu am mai pus țigară în gură. 20 de zile. Da, atât de mult. Puh, cât e de numărat de la 1 la 20. Ghiși ce? Vine cea de-a 21-a zi. Pace și dragoste. Ce v-am zis ieri? O să vină ziua 21. A venit. 21 de zile fără tabac. Toate ajung să la punctul lor. Pace și dragoste. Bounce. 22 de zile în care nu am fumat nimic și vor mai urma infinit zile fără tutun. Big up! Cică vara umblu după miere, iarna dorm și prind putere. Asta e ursul. Lăsându-l pe urs la o parte, mă las de fumat challenge. A ajuns în a 23-a zi și tot urcă. Și urcă și consider că m-am și lăsat de fumat. Pace și dragoste pentru toți nefumătorii mei. Iepa! 24 de zile fără tutun. Mai am un pic din challenge până la ziua 30, cu care voi încheia acest video și clar, adio tutun pe viață. Oricum consider că nu, că m-am și lăsat de fumat. Pentru încheiere, ci că unii vorbesc ce știu, alții știu ceea ce vorbesc. Pace și un pic mai multă dragoste și bunătate și respect și demnitate și coloană și de toate. Puf, ca acest copac care s-a uscat. Oh, 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 o mână sus de la cei care simt. Cea de-a 25-a zi din acest challenge. 25 de zile, frate, încă 5 și am terminat cu acest mă las de fumat challenge. I'll be back. Peace. I'm back. A 26-a zi, din ce în ce zilele sunt mai frumoase,
pe teritoriul acestei frumoase țări, iar eu mă apropii cu pași repede spre finalul acestui challenge. Din ce în ce mai bine. Și ne gândim la o altă provocare ceva. Habar n-am, dar va fi ceva. Pace și multă dragoste. O nouă zi. O nouă zi fără tutun. În total 27 până acum. O zi fără soare. Și că de când a apărut, zic așa, ca fapt divers, de când tot a apărut PSD-ul, noi am cam uitat de bulă. Să zic un banc, un bulă. Zic că era bulă la școală și este întrebat de prodirigintă. Măi, bulă, mă, care este materia ta preferată? La care bulă? Chimia. Doamna profesoară, mă, bulișor, dar cum să-ți placă ție chimia când noi de-abia suntem în clasa 5-a? Acum nu predăm chimia. Dar bulă de acolo, tocmai de aceea. Pe noi așa, mă, dăm înainte, dăm înainte, pace și multă, multă dragoste. Big love! Ha, ha, I'm back. Cea de-a... ce vine după 27? Da, exact între 27 și 29. Aproape de final. Ha, ha! Mă las de fumat. Pe viață, pula mea, adio tutun, rest in peace. Shit, man. Ha, am ajuns și la cea de-a 29-a zi, deci, fiind penultima zi, mâine va fi ultima și voi termina acest challenge. Mamă, cum au trecut zilele. Într-un sens foarte bun. Ok. Hai să închei cu o zicală, că fapta bună laudă nu are. Să nu uitați niciodată. Deși toată lumea se laudă. Puh. Nu vă mai lăudați, bă, pișercoșilor. Faceți fapte bune și atât. Pace și multă, multă dragoste. Iepa. Ce e astăzi? Ha! Cea de-a 30-a zi din challenge-ul meu, mă las de fumat. Am ajuns la final. L-am făcut 30 de zile. Iar de acum încolo, pe viață, în familie. Mamă, mamă, deci l-am făcut, gata. De fumat m-am lăsat. Să vedem ce voi pregăti. Să văd ce challenge o să mai dau. Deocamdată nu știu nimic, chiar nu contează. Încă nu contează. 30 de zile fără tutun. Iar aici mă voi opri. Simplu. M-am lăsat de fumat. Faceți și voi. Trebuie să începeți să... Dacă vă iubiți mult, nu vă răniți. Asta am învățat și eu, că dacă te iubești mult, dacă vrei să fumezi, zici, bă, eu mă iubesc prea mult pentru a mai fuma. Și nu mai fumezi, pentru că te iubești mult, de ce să-ți faci rău? Bă, vrei să mănânci o pizza? La fel zici, bă, mă iubesc prea mult pentru a mânca pizza asta. Și mănânci o salată cu toni. Și tot așa, și tot așa. Bineînțeles, am și eu multe de implementat, dar în asta, esența este aceasta. Și gata, că o lungesc. Mă las de fumat challenge pentru 30 de zile, tocmai s-a încheiat. Pace și dragoste. Dar fi așa de simplu. Nu? Atunci când puterea de iubire va învinge iubirea de putere, în lume va fi pace. Așa zicea Jimi Hendrix. Să sperăm că va fi pace într-un viitor apropiat. Pace, 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 dragoste, respect pentru cel de lângă tine, pentru natură, pentru familie, pentru prieteni și pentru hateri și dușmani.
am ieșit